Săptămâna începe cu o vreme mai plăcută, în special în regiunile sudice. Ziua de marți va fi în general frumoasă și continuă să se încălzească ușor. Cerul va fi senin cu înnorări parțiale la începutul zilei, apoi soarele va străluci, aducând maxima țării la Giurgiu cu temperaturi de până la 20 de grade Celsius. Intensitatea vântului scade treptat față de zilele trecute, iar presiunea atmosferică este în creștere. Șansele de precipitații sunt scăzute în această perioadă, însă umiditatea se menține în atmosferă la nivel mediu. Noaptea aduce temperaturi de 7 grade Celsius, cu un cer senin și o adiere ușoară a vântului care nu trece de moderat. Temperaturile în județ se prezintă astfel. În Bolintin avem 19 grade, Hotarele 18 grade, Comana 19 grade, Mihăilești 20 de grade, Ghimpați 19 grade, Izvoarele și Giurgiu 20 de grade Celsius. Vântul va sufla cu 14 km din direcția sud-vest. Presiunea atmosferică este de 762 de milimetri coloană de mercur. Dunărea este în scădere cu 30-40 de centimetri, iar cota probabilă este de 231 centimetri. Umiditatea este de 63%.